Citesc din 2 Corinteni, capitolul 13, două versete, versetul 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2 și versetul 3, pagina din Biblie 1129. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amin. Vă invit pe toți să ocupați locurile. Și vreau din toată inima pentru tot ce a fost până aici, va fi și mai departe, Dumnezeu să fie glorificat și lăudat. Amin. Atunci când predici la tineri, este o provocare foarte mare și responsabilitatea este pe măsură, pentru că voi sunteți obișnuiți să dați de câteva ori pe ecran cu degetul și să vedeți tot ce s-a întâmplat în 24 de ore, să vedeți informația aceea în 3 minute. Provocarea noastră este să fim și eficienți, să creăm și imagini în mintea voastră, cum a creat Iisus Hristos prin pildele pe care le-a spus, dar în același timp Duhul Sfânt să poată provoca prin mesajul transmis și deciziile pentru o viață nouă. Vedeți dumneavoastră, oamenii când merg la doctor plătesc să li se spună adevărul. Și dacă doctorul te întreabă ce ai mâncat ieri sau unde ai fost ieri, nu spui, dar ce treabă ai tu cu asta? Dimpotrivă, l-ai plătit să-ți pună niște întrebări și ești sincer cu el. Astăzi între noi este cel mai mare doctor, Domnul Iisus Hristos. De multe ori l-a pus întrebări în Biblie. Vrei să te faci sănătos? Bartimeu, ce vrei să-ți fac? E foarte greu să lucrezi cu tânărul care nu colaborează, care e cu mintea în altă parte, care a venit la întâlnire doar să mai ceară 3 numere de telefon de la 3 fete. Este foarte ușor să lucrezi cu omul cu inima curată care a venit să se apropie mai mult de Dumnezeu, să ia decizii noi și să aibă un viitor binecuvântat de Domnul. Mai spun ceva, în această seară am două variante, să vă spun ceea ce doriți să auziți sau ce vă place să auziți sau să vă spun ceea ce aveți nevoie să auziți. Atunci când mergi la spital, nu îți permiți să râzi cu doctorul, nici nu-ți dorești ca el să spună ce-ți place să auzi. Am fost la un pas de pancreatită în urmă cu câțiva ani și doctorul s-a uitat foarte serios la mine și mi-a spus dacă veneai cu o zi mai târziu, ar fi fost prea târziu. I-am mulțumit că mi-a spus adevărul, m-a băgat direct pe antibiotice, m-a băgat în sala de spital și a doua zi m-a operat. Vedeți dumneavoastră, dacă vrei să auzi ce-ți place în viața asta, intri pe YouTube sau mergi la un circ, râzi de clownii aceia, însă dacă aduci un clown de la circ și îl pui la amvon, el nu devine predicator, biserica devine circ. Să știți. De aceea astăzi nu o să vă spun ceea ce vă place să auziți, ci o să vă spun ceea ce sunt responsabil să spun și ceea ce aveți nevoie să auziți. De aceea spun Dumnezeu să mă ajute și pe voi să puteți lua nu doar ca o informație acest mesaj, ci și ca o revelație pentru viața voastră. Pavel spunea în textul pe care l-am citit, am înțeles, a zis Pavel, că scopul meu și rolul meu este să scriu. Cu viața mea, cu trăirea mea, eu las ceva în spatele meu, las niște gânduri scrise, niște trăiri impregnate pe inimile celor din jur. Iubiți tineri, uitați-vă la agenda aceasta, cam asta e viața noastră. Nimeni nu te poate opri să nu mâzgălești 50 de foi din agenda aceasta. E agenda ta. Ai cumpărat-o tu și poți să faci ce vrei cu ea. Dar să nu uiți că fiecare foaie mâzgălită e o foaie care nu mai poate fi folosită. E o foaie care trebuie ruptă. Și să nu uiți că existența ta nu înseamnă 50 de agende, ci înseamnă o singură agendă. Înseamnă un singur caiet. Da, sunt de acord că Dumnezeu mă iartă după 20 de ani de fumat, de droguri, de imoralitate, de prostii, dar nu-mi dă ea 20 de ani înapoi niciodată.
Și mă iartă doar dacă pot să mă pocăiesc. Că sunt oameni atât de tare legați de diavolul după ce s-au împotrivit ani de zile la vocea Duhului Sfânt, încât acum nu mai pot să se pocăiască. Dacă ești aici astăzi, să nu uiți această imagine. Fiecare pagină prețioasă. Și-a zis Nicolae Iorga, în viață pierdem ani. Pierdem pagini cu zecele, cu sutele. Stăm pe TikTok ore întregi. Trece viața pe lângă noi. Râdem la YouTube, la videos cu pisici și cu câini. Și când doctorul spune, aveți tumoare, domnul pastor. Sau tinere, sau tânără. Dintr-o dată ne dăm seama și realizăm că mai avem câteva pagini. Și că viața a trecut pe lângă noi. O mai zis aici ceva, Pavel, foarte important. O zis, n-am folosit stilou ca să scriu pe inimile voastre. Am folosit unda Duhului Sfânt. N-am vrut să las bancuri cu polițiști în spate, n-am vrut să las mizerii. Am vrut, o zis Pavel, atunci când mă întâlnesc cu oricare dintre voi, nu să rămâneți mirați de ce greacă și ebraică știu, ci să rămâneți mirați că Dumnezeu vă iubește și are un mesaj prin mine pentru voi. Și cuvintele lui Pavel sunt valabile pentru fiecare din voi, că fiecare la un moment dat scrieți. Unii pe inima mamei, alții pe inima unui tată cu mâinile crăpate, alții scrieți pe mâinile sau pe inima partenerului vostru. Și dacă nu aveți încă un partener, veți scrie la un moment dat. Și dacă 20 de ani ai măzgălit inima mamei, o să ai experiență să măzgălești și inima viitoarei soției. O să ai experiență să măzgălești și inima viitorului partener al tău, dacă 15-20 de ani ai trântit ușa la tată. De aceea astăzi vreau să vorbesc despre viața ca și un creion. Viața ca și un creion. Și în primul rând, atunci când vorbim despre viață ca și un scris, ca un creion, ca o agendă, primul lucru pe care îl învăț de la un creion, și am adus cu mine 3-4 creioane, nu știu dacă se vede până în spate, primul lucru pe care îl învăț de la un creion este că tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Tot ce faci lasă o urmă în spate. De fapt, totul se înregistrează. Psalmul 139:1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol. Și de departe, împătrunzi gândul. Eu pot să ascund gândurile de soția mea, de păstor, de comitet, de frați, surori, prieteni. Însă spune Biblia aici, este cineva care îți cunoaște gândul. Și gândurile acelea pe care tu astăzi le macini vor deveni într-o zi foi scrise de tine. Pentru că în viață de obicei suntem ceea ce gândim. La un moment dat, ceea ce gândești va ieși afară. Vorbele pe care le spui, Biblia spune despre ele, vă spun, Matei 12:36, că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Vorbele tale rămân, nu se pierd. Ele vor fi prezente în ziua judecății și vor spune multe despre viața ta. Apoi faptele noastre, Biblia spune în Apocalipsa 20:13, dacă poți să rog să afișez foarte repede versetele care ți le spun, mulțumesc. Mare a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat, nu după intenții. Că intenții avem toți, să devenim mai buni, să devenim mai sfinți, să devenim mai pocăiți. Biblia spune că fiecare a fost judecat după faptele lui, adică faptele noastre rămân. De aceea întrebarea mea este astăzi, în a cui mână este creionul vieții tale? Uitați-vă la creionul acesta. Dacă îl dai la unul din frații slujitori de aici, își vor nota câteva gânduri de predică, ceea ce Domnul le dă. Același creion, dacă îl dai la un interlop din România care a fost și se ocupă cu droguri, el va scrie din domeniul lui ceva. Contează foarte mult nu creionul în sine, ci în a cui mână este creionul tău. Iar Biblia spune că doar doi stăpâni pot să țină creionul vieții noastre. Ori Dumnezeu, ori diavolul. Dacă îi dai lui Dumnezeu creionul vieții tale, povestea ta va fi ceva extraordinar. Planul lui cu tine se va împlini
Și într-o zi vei pleca de aici bucuros și fericit. Că la finalul vieții, oricum, Dumnezeu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci și dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Dacă îi dai diavolului creionul vieții tale, să știți că, pune-mi, te rog, Ioan 10 cu 10, se va întâmpla o tragedie majoră. Biblia spune despre diavolul acesta că are trei scopuri. Nu vine decât să... Biblia nu spune diavolul câteodată vine să fure. Biblia spune diavolul doar fură. Și îți fură inocența și îți fură puritatea. Acum, dacă mie îmi furi agenda aceasta sau telefonul care l-am, mă duc și îmi cumpăr altul. Problema este că diavolul nu se oprește la furt. Spune Biblia că el înjunghie și îți înjunghie conștiința și îți omoară conștiința. Și Biblia spune mai departe că nu se oprește nici măcar acolo. O băgat cineva cuțitul în tine, o sunat un vecin la 112 sau cum aveți voi aici în Belgia, la urgențe, dar au zis diavolul, eu n-aștept salvarea, eu vreau să te fac praf. Poți să lupți singur cu acest diavol? Nu poți. Ascultați continuarea. Eu, a spus Iisus Hristos, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Pe un șantier din Anglia, un tânăr foarte așa cu tupeu și șmecheraș râdea de alții. Acolo era și un frate proroc din România care astăzi nu mai este în viață. Și fratele proroc s-a uitat cu milă la acest șmecheraș și a zis, lasă-o un pic mai încet cu glumele, că azi dimineață când te-ai trezit, nici măcar nu te-ai pus pe genunchi să te rogi și să mulțumești Domnului pentru o nouă zi. Dintr-o dată o amuțit băiatul acela. Un alt coleg de-a lui s-a uitat la el și a zis, ha-ha, te-a descoperit Domnul. La care prorocul se întoarce și spune, nici tu nu te-ai rugat azi dimineață. Știe Dumnezeu ce face? Știe. Noi putem să încercăm să părem religioși. Noi putem să încercăm să fim altfel, însă Dumnezeu ne judecă nu după ceea ce spun oamenii, ci după ceea ce am scris noi, după probele care vor fi atunci. Iubiții mei, mi-aș dori din toată inima în această seară să decidem cu toții creionul vieții noastre să fie în mâna lui Dumnezeu. Amin? De ce? Pentru că viața noastră este plină de alegeri. Alegi unde să muncești, alegi unde să stai, alegi unde să lucrezi, alegi ce școală să faci, alegi cu cine să te căsătorești, subiectul vostru preferat, până la nuntă, după nuntă, gata. Alegi ce să slujești sau unde să slujești. Problema este următoarea, valorile pe care le ai determină alegerile pe care le faci. Și acum fiți foarte atenți. Întotdeauna alegerile noastre au consecințe și consecințele alegerilor noastre nu le mai putem controla. Vă dau un exemplu. Cristi Boariu de astăzi poate decide să fumeze, dar nu poate decide cât din plămâni își va distruge. Tu poți să decizi să te căsătorești cu cine vrei. Tu poți să decizi să faci ce vrei. Să scrii în agenda vieții tale ce vrei. Ce vreau să spun este că fiecare alegere are consecințe. Vrei să schimbi consecințele? Schimbă-ți alegerile. Vrei să schimbi alegerile? Schimbă-ți valorile. Valorile. În seara aceasta nu vreau să vă schimb alegerile. Aș vrea Duhul Sfânt să vă schimbe valorile. Pentru că dacă, de exemplu, pentru un tânăr din seara aceasta rugăciunea devine o valoare, nu mai trebuie frate slujitor să-l întrebe, auzi, dar unde ai fost săptămâna trecută? Dacă rugăciunea devine o valoare pentru tine, vei alege ori de câte ori rugăciune, indiferent cât de tare plouă afară sau nu plouă, să vii. Tu nu vei putea cuantifica consecințele faptului că vii la rugăciune ori de câte ori rugăciune aici, că postești, că te rogi acasă de 2, 3, 4 ori pe zi. Ce vreau să spun este, lasă consecințele în grija lui Dumnezeu. Tu doar silește-te să faci alegeri binecuvântate. 2. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț de la un creion în faptul că scrisul te consumă. Un creion care scrie și scrie și scrie, întotdeauna se va consuma. Și unele creioane care sunt în mâna diavolului se consumă pentru o cauză greșită. Se consumă pentru medalii trecătoare. O zis Pavel, dând un exemplu din sport, uitați-vă la ei câte reguli au, uitați-vă la ei câte înfrânări au și tu nu poți să postezi 6 ore că te doare capul.
Pe unii doare capul numai când se gândesc la post, nu când postesc. Deja îi doare capul. Dar vrea binecuvântările pe care le aduce postul și rugăciunea. Dar nu poți să ai binecuvântările alea decât dacă postești și te rogi. Iubiții mei, unii dintre noi ne consumăm pentru cauze trecătoare. Nu eram departe de aici, de voi, câteva zeci de kilometri, în urmă cu o lună jumate. Și îmi spunea băiatul care m-a invitat, fratele slujitor din biserica aceea, șeful meu are zeci de milioane de euro, poate sute. Are cartiera lui întreg. L-am chemat la biserică nu odată, să vină. Au zis, nu am timp. De-abia apuc să mănânc un sfert de baghetă pe zi. Nu are timp să mănânce. Are 70 și ceva de ani, are cancer. Mai are câteva firme de scris. Și i-am spus, schimbă prioritățile. Lasă chiriile în pace, lasă imobiliarele și toate lasă-le acică aici, le lași oricum când pleci. Schimbă, fă o schimbare. Și au zis, nu, nu am timp. Ne consumăm. Ne consumăm. Dar întrebarea mea este, ne consumăm pentru ceea ce merită, pentru cauză bună? Pavel, hai să te întreb pe tine, te-ai consumat pentru cauză frumoasă, fapte 20 cu 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, spunea Pavel. Ca și cum i-ar fi scumpă, fapte 20 cu 24, ci vreau numai să îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iubiți tineri, te va consuma familia, te va consuma slujirea, te va consuma jertfa, dar frumusețea este că te consumi pentru cauză care merită. Pentru cauză bună, pentru ceva care duci cu tine dincolo de mormânt, pentru ceva care rămâne, fapte 20 cu 19. Spune Pavel, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Unii plâng la meci, că o pierdut Realul cu Barța, sau nu știu cine o pierdut. Alții plâng la biserică, alții plâng când au văzut că un băiat botezat de aici din biserică a ajuns în lume. Și în loc să bărfiască, să pune pe WhatsApp sau pe YouTube, s-a pus, o postit, o plâns, o rugat. Pentru că a zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu? Să nu ard, să nu mă consum! Și a zis Pavel, am slujit cu multe lacrimi, în mijlocul multor încercări. M-am consumat pentru Evanghelie. M-am consumat pentru Timotei, pentru Tit, pentru Filimon, pentru Onisim. M-am consumat ca la 60 și ceva de ani când am fost decapitat, o trebuie să plec, să las pe cineva în urma mea. Să las ceva în spatele meu. 30 și ceva de ani pentru lume a lucrat Pavel, fără să-și dea seama. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a schimbat și 30 și ceva de ani a lucrat pentru Dumnezeu. În această seară dați-mi voie să vă întreb, care-i scopul și care-i lucru pentru care te consumi? Am pus o întrebare azi dimineață la biserica din Ase. Când lumânarea își termină arderea și oamenii se uită la ceara care a rămas lângă ea, vor putea spune o meritată arderea? Am fost la multe mormântări. Cred că păstorii și groparii au fost la cele mai multe mormântări. Și uneori poate e greu să mai fim sensibilizați. Privim așa cu multă rațiune și poate cu puțin sentiment din cauza faptului că mergem la multe mormântări. La nicio mormântare n-am întâlnit să zică cineva, băi, dar ce fă păcat, mă, avea un Q7 fenomenal, așa îmi pare de rău, zice că o plecați, zice și... Nu. No. Oamenii nu-și vor aminti de ceea ce ai făcut tu pentru tine, întotdeauna oamenii își vor aminti de ce ai făcut tu pentru ei. Și dacă ai reușit cu scrisul tău, cu o cântare, cu o strofa unei poezii, cu 100 de euro trimiși unei văduve din România, cu un gând, cu un mesaj pe WhatsApp, să miști inima cuiva, să aprinzi o flacără aici, și cel de aici să mai aprindă încă 1000 de flacăre. Oamenii vor spune, uitându-se la tine, o meritat arderea, o meritat să se consume. Pentru că paginile care le-au lăsat în spate sunt pagini binecuvântate. Iubiții mei, dați-mi voie, au fost și câteva întrebări despre căsătorie, la o parte răspund chiar acum, o parte lăsăm la final, dar pentru că vă frământă căsătoria, aș vrea să nu vă mai uitați numai la lucrurile acestea care izbesc privirea. O să vorbesc despre asta. Dar aș vrea tu ca băiat când te căsătorești cu o fată sau când vrei să vorbești cu o fată, să te uiți la fata aia, să vezi pentru ce s-o consumat în anii în care s-o pregătit pentru căsătorie. Tu ca și fată când vorbești cu un băiat, să-l întrebi, cu ce slujești? Când ai avut ultima experiență cu Domnul? La ce te-a chemat Dumnezeu? Și dacă el spune, m-a chemat Domnul să mănânc semințe și să țin scorul la păstore de la comitet, fugi. Închirează mașină și 140 și fugi.
că nu o să vrei să te căsătorești cu un mâncător de semințe. Că avem din ăștia destui în biserici. Ei mereu contabilizează, caută greșeli gramaticale, dar pe ei nu-i costă nimic. Numai că nu poți să ții și punga de semințe și cupa în mână, știți? Ăia care transpiră pe teren țin cupa. Ăia care mănâncă semințe țin cojile. Punga. Și nu spun asta ca să zâmbiți. Spun asta pentru că la fiecare pas văd fete și băieți care și-au ratat viața. Luându-și un băiat care la ora 11 dimineața, duminica, e în pat în loc să fie la 9 în biserică. Înțelegeți? De aceea vă rog frumos, întrebați-vă. Eu când m-am angajat, șeful m-a ținut 3 ore, pe toate părțile m-a învârtit în limba engleză și m-a pus toate întrebările care au venit în cap. Și n-am avut voie să mă enervez. Și n-am avut voie să-i spun, I don't care. Nu. Adică pentru un servici. O zis Domnul Iisus Hristos, de multe ori fii întunericului mai înțelept ca ăștia luminii. Că fii luminii te întreabă ce casă ai în țară. Și fii întunericul de multe ori să uită ce ai făcut până astăzi. Și m-a întrebat și vor să vadă ce pagini am scris. De ce? Ca să nu fac probe pe firma lui. Pentru aia. Când vă cumpărați o mașină, băieți, nu e așa că nu spuneți, auzi, dar nu contează, orice e bun. Trimiți 10.000 de euro pe Revolul la careva, trimiteți 10 mașina. Nu. Intri pe car vertical sau pe ce intrați voi aici, te uiți să vezi câte accidente au avut și nu spui, bă, ce faină că au avut 15 accidente, a mine al 16-lea. Întreabă pe fata cu care vorbești, nu cumva o stau la 15 în brațe până acum, că eu vorbesc și spiritual. Că dacă tu ești al 16-lea, vine și al 17-lea, și al 18-lea, și al 19-lea. De ce sunteți mai pretențioși la o mașină decât la o fată? De ce? De ce ești interesat să vezi câți bani face într-o lună? Dacă când e vorba să vezi cât de mult slujește, de ce nu te ești interesat? Știți câți băieți din bisericile noastre, ăia puțini care slujesc, îți dezamăgiți că nicio fată nu le spune da. Dar când vine unul cu 10.000 de euro și cu o mașină faină, stau fetele coadă la motor. Măsoară capacitatea motorului. De ce? Și de ce? Pentru că nu mai avem prioritățile bune în viață. Pentru aia. Pentru aia. Iubiții mei, deschideți agenda, întrebați-vă. Dar frate Chris, dacă îl întreb ce-a făcut în ultimii 5 ani, se supără. Slăviți să fie Domnul. Lasă-l să plece dacă se supără. Că numai orgoliu ce se supără. Ăia care au trăit cu Dumnezeu n-au ce să se supără. Știți? Întrebați-vă. Vă vine să credeți, 97% din tineri nu au o listă cu calitățile pe care și le doresc de la viitorul partener. Nu au o listă. 97% din tineri, bă, ce caie, zice, să vedem. Să vedem ce caie. Rebreanu cu Ion sau Boariu cu cartea lui, vedem ce caie, nu contează. Iubiții mei, aveți voie, din punct de vedere biblic, să fiți pretențioși. Dar știți când aveți voie să fiți pretențioși? Când și voi ați făcut ceea ce cere să facă altcineva. Că am văzut și eu băiat care o sărit pe geam de la școală să chiulească și a urât o fată cu 3 facultăți. Înțelegeți? Nu. Ia ceva pe nivelul tău. Dar dacă slujești în biserică și plângi la rugăciune, nu-ți lua una care toată ziua e la unghii și la feștelit. Ia-ți una care și ia la rugăciune. Amin? Amin. Iubiții mei, uitați-vă la lucrurile acestea. Ideal ar fi, din punct de vedere fizic, moral, să fie ca și creionul ăsta, neînceput. Așa ar fi ideal. Și dacă nu e așa, merg la măturisire, începi o viață nouă, ai 3, 4, 5 ani în care să-ți faci relația cu Dumnezeu ca să fii crezut, știți? Cât chiar te-ai pocăit. Nu azi fac botezul, mâine am nuntă. Nu te crede nimeni. Ideal ar fi să fie așa moral, dar din punct de vedere al slujirii spiritual, ar trebui să fie așa. Adică să mă consum pentru o cauză bună. Că nu e greu să vorbești la amvon, greu e să fii crezut. Să fii ascultat e greu. Nu e greu să scoți o fată la restaurant. Greu e să fii tată în familie și preot. Aia e greu. Nu e greu să dai lag la o predică. Greu e să trăiești predica aceea. Doamne, ajută-ne la asta. Ia-ți... Păi tu ești un creion și el o să fie alt creion. Ia-ți în căsătorie un creion care nu va măzgăli ceea ce tu scrii. Înțelegeți ce spun? Că cunoaștem foarte multe căsătorii din astea.
Ia-ți pe cineva care să tragă în aceeași direcție cu tine. Că m-a întrebat cineva, una de întrebări asta a fost. Dar trebuie neapărat să fie pocăit? Să fie din biserică? Nu, ia-ți unul de la poker cu bani. Și lucrează pentru banii care îi face praf. Ai tot dreptul. Dar Biblia mea spune altceva. Pe cine vrei, dar în Domnul. De ce? Că atunci când eu scriu o predică, tu scriu o cântare. Atunci când eu îi spun la fată să nu mintă, da? Tu îi spui și la băiat să nu mințim, să nu mintă. Și mergem în aceeași direcție și la final, din caietul acesta, vor mai ieși poate 8, 10, 12 caietele care vor scrie și ele ceva frumos pe inimile altora. Doamne, lucrează în acest sens. Voi, o zis Pavel, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. De toți oamenii. E așa frumos să vezi oameni tineri care își doresc de la viitorul lor ceva frumos. Dar nu poți să ai ceva frumos fără Dumnezeu, că tot ce face diavolul nu m-a măzgălit. E numai dezastru. Dacă vrei ceva frumos, trebuie să stai lângă Dumnezeu. Ia-ți un partener care să te apropie de Dumnezeu. Și pentru aia ai tot dreptul să te uiți la paginile pe care El le-a scris până astăzi. Ai tot dreptul. Mi-a zis un băiat, frate Cristi, eu am fost botezat, atenție, am fost botezat, m-am dus în lume, am trăit cu câteva în lume și acum m-am pocăit. Și zice, cum m-am pocăit? Vreau să m-am dus și m-am vorbit cu o fată care nu a fost în lume niciodată. Frate Cristi m-a respins. Vreau să-mi spui ca pastor, cum pot să o cucerească? What? Zic, cum? Păi dacă ai fost în lume și te-ai făcut praf viața, da? Bun, nu zic că nu te-ai pocăit, dar i-am zis cel puțin 3-4 ani, de acum lasă fetele în pace. Pentru că ai nevoie ca pocăința ta să fie văzută și demonstrată. Și una din cele mai mari probleme pe care noi tinerile avem, știți care e? Nu ridica tu mâini sus la chemare, nu veni în față. Statornicia. Cea mai mare problemă. Știți ce m-a scris înapoi? Nu, păi, dar nici vorbă, zice, dar nu stau eu 3 ani așa numai. Am început să mă rog pentru fata aia, să nu cadă în plasă. Înțelegeți? Aveți mare grijă, fetelor, că băieții de multe ori vă spun ce vreți să auziți, ce vă place, nu ce ar trebui să auziți. Și știe să spună, jeteam de 50.000 de ori, dacă trebuie. Până pune mâna pe corpul tău. Și după ce pus mâna pe corpul tău, te-o lăsa pentru altcineva. Doamne, păzește-ne! Vreau să fiu direct cu voi astăzi. Pentru că voi veți fi viitorul bisericii. Și o biserică e compusă din familie. Nu din intenții, nu din colecte, nu din ziduri, din familie. Ai o biserică sănătoasă doar dacă ai familii sănătoase. Ai familii sănătoase dacă ai creioane binecuvântate. Care trag în aceeași direcție, care scriu frumos. 3. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț un lucru foarte fain. Și anume, ascuțitul întotdeauna te face mai bun. Ascuțitul întotdeauna te face mai bun. Nu ne place în viață durerea. Cel mai bun predicator pe care eu îl cunosc în lumea asta se numește durerea. Durerea. Nu ne place. Acum, durerea vine în două feluri. Durerea poate veni ca pediapsă. De exemplu, n-am vrut să ascult de față slujitori, mi-am trăit viața, la părinți le-am trântit ușa și Dumnezeu, din cauza rugăciunilor lor și a părinților mei, trebuie să vină cu durerea. Am un prieten, îmi spunea Cristi, de la 12-13 ani am început să ies cu prietenii, pe la 14-15 ani făceam deja și bani frumoși. Era când lăsam și câte 500 de euro la o masă la restaurant. Când lași 500 de euro, nici n-ai loc în restaurant câți vin cu tine. Știți? Și ori veni cu mine. Și încet, încet m-am îndepărtat de pocăință, de Biblie, de cor, de orchestră. O mamă care plângea acasă și mai mult nu mânca decât mânca. Acum când mama plânge acasă, nu prea are cum să-ți fie bine, să știi. Sau numai ți se pare că ți-e bine. Și într-o zi, zice, l-am avut accident cu motocicleta și interesant, zice, că drumul pe care am căzut cu motocicleta a fost proaspăt asfaltat cu bitum. Cu spatele am frecat tot bitumul ăla, câțiva metri buni. Prima care a ajuns a fost mama. O plâns. Nu și-ar fi dorit ascuțitoarea asta.
O zis, m-or băgat în spital și cu spirt și cu perie, m-or freca pe spate să treacă bitumul. Încercați să vă tăiați la deget acasă și să pune spirt pe degetul ăla, pe rana aia, să vedeți cum urli. O zis, am urlat până ori da bitumul jos după mine, până mi s-a făcut gâtul verde. Și îmi spunea el, ca seara l-am întrebat de nou să nu greșesc, că știam că o să vă spun mărturia lui astăzi. 7 operații la picior, 3 la mână și 16 șuruburi. O să fie Cristi, spune-le la tineri că așa de bine îmi stă pocăința cu șuruburi, acum că o sunie strâns. O sunie așa de legată, zice. Că n-am vrut de bunăvoie. N-am vrut. I-am pus o întrebare, asta așa apropo de prieteni, că mulți nu vă pocăiți din cauza prietenilor. Zicâți din prietenii aia tăi, unde îi străcai bani cu ei, unde mereai la ce mereai cu ei, câți ce-au vizitat la spital? O zis, frate Cristi, nu doar că nu m-au vizitat niciunul, nici măcar un SMS nu m-au dat. Ăștia-s oamenii. Dar o zis, atunci când prietenii nu au venit, au venit tata și mama, au venit oameni din biserică care s-au rugat pentru mine. Și nu au venit să mai dea una cu bâta de baseball, ci au venit să mă întind o mână și să-mi spună, bine ai venit acasă. Spuneau englezii o vorbă, no pain, no gain. Fără durere nu există câștig. Acum știți cum e? Eu pot să mă duc la câștig doar prin durerea lui Iisus. Și să accept jertfa lui și să mă pocăiesc de bunăvoie. Nu vrei așa? Te poate întoarce Dumnezeu și cu ascuțitoarea. Există ascuțitoare ca pediapsă și există ascuțitoare ca încercare. Când David păcătuiește cu Batșeba și îl omoară pe Urie, Dumnezeu pe David îl bagă în cea mai cruntă ascuțitoare. 4 copii au murit. Asta e pediapsă. De aceea e foarte important, iubiți tineri care mă ascultați, să vă păstrați curat până la căsătorie, să trăiți frumos, fără minciună, fără lăcomie, fără furturi, fără fițe, fără miștocării, pentru că toate astea se plătesc în viață. Când zic se plătesc, nu mă refer că păcatele se plătesc, ci mă refer că păcatul are consecințe. Domnul ierta pe David de păcat, sunteți de acord? Dar consecințele au rămas. Dacă te lași de țigări din seara asta, Dumnezeu te iartă, dar nu-ți vindecă plămânie. Înțelegeți? De aceea vreau să faceți diferență când vine o boală, când vine un necaz. Dacă ai trăit frumos și știi că ascuțitoarea aia îi încercare, ai curat să le pui pe genunchi. Dacă nu, trebuie să mergi la mărturisire, la frate. Să te rușinezi, să te smerești și să spui, da, asta am făcut, am greșit, am ascuns păcatul. A fost un accident în România de muncă la un frate, aproape a fost făcut praf. Dumnezeu s-a îndurat. Și soția a fost terminată. Și a strigat Duhul Sfânt printr-un vas de lucru, 7 ani am așteptat să vă mărturisiți. Nu, aici nu e încercare, aici e pediapsă. Dar e o pediapsă făcută tot în mila Domnului ca să nu mergi cu păcatul ăla la judecată. Înțelegeți? 7 ani am așteptat să vă mărturisiți. Dar ce să mărturisim? Au fost întrebați cei doi. Păi i-a spus către păstor că sunteți curat, ca să facă nunta în biserică, dar nu erați curați. O zis salmistul, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Adică, o zis salmistul, atunci când mă pun pe genunchi, există cineva care se uită la paginile care le-am scris, la vorbele, faptele mele, gândurile mele, că pe ei pot să-i înșel, pe părinți pot să le trag țapă, dar când mă pun pe genunchi la cer, cerul se uită. Cerul se uită. Iubiți tineri, indiferent cum vine ascuțitoarea peste voi, ideal ar fi să nu vină ca pediapsă, ideal ar fi să vină doar ca și încercare. Să știți că de ascuțitoare nu scăpăm în viață. Inima noastră se modelează prin durere. Și de multe ori o durere face mai mult decât 1000 de predici. Moise 40 de ani în pustie, Iosif închisoare, Daniel groapa cu lei, David fuga de Saul. Oameni care au fost zdrobiți, au fost modelați prin durere. Rog toate fetele în seara aceasta să fie foarte atente când veți vorbi cu un băiat. Asigurați-vă că omul acela a trecut prin ascuțitoarea lui Dumnezeu. Și un om care a trecut prin ascuțitoarea lui Dumnezeu e un om respectuos, e un om smerit, e un om care spune, vezi mașina asta, nu-i meritul meu, cu ajutorul lui eu am. Vezi casa care mi-am făcut-o, dacă mi-am făcut, dacă nu ți-am făcut, n-am făcut nicio problemă, avem timp împreună. Dar tot ce am de la Dumnezeu. O să vezi că un om care a trecut prin menghina lui Dumnezeu, care a fost băgat acolo,
a fost băgat pentru că a scris ceva frumos și Dumnezeu vrea să-l folosească și mai departe, să scrie ceva frumos și mai departe. O altă întrebare era de botezul în apă și vreau să spun aici ceva de botez foarte important. Nu vă botezați până n-ați murit. Cum? Nu vă botezați până n-ați murit. Iubiții mei, botezul înseamnă, și el e un simbol, botezul înseamnă când eu intru în apă și a fost un moment în viața mea înainte de botez, nu atunci la botez, când mă nec atunci, nu la asta mă refer. A fost un moment când m-am întâlnit cu Iisus Hristos și am murit față de trecutul meu, de viciile mele, de gândurile mele și de voia mea. Și acum în fața unei biserici de 500 sau 1000 de oameni eu mărturisesc ce a zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Iubite fete, dacă nu vă căsătoriți cu un băiat în care trăiește Hristos, toată viața o să plângeți. Căci Hristos nu abuzează, Hristos nu jignește, Hristos nu te calcă în picioare. Să știți. Iubiți băieți, dacă nu vă căsătoriți cu o fată care a murit, toată viața veți lucra pentru Dalila. M-auziți? Asta a făcut Samson. Și căsătoria aia nu e un colț de cer, ci iadul în centru. De aceea e foarte important. Eram tânăr, 16-17 ani, când am citit adolescent pe tânăr povestea lui Jim Elliot. Vă recomand să o citiți. N-ar trebui să fie fată și băiat care să nu citească toate cărțile lui Elizabeth Elliot. Prin porțile splendorii, umbra celui tot puternic, pentru căsătorie, puritate. Jim Elliot, împreună cu 4 băieți, se hotărăsc să meargă în misiune, în evangelizare la tribul Auca din America de Sud. Erau toți 5 căsătoriți, merg împreună cu soțiile lor, cu nevestele lor, își instalează baza de misiune la câțiva zeci de kilometri de tribul acela. Problema cu tribul acela era că nimeni nu intrase la ei până atunci și erau canibali. De câteva ori Nate Saint cu un avion de mici dimensiuni și cu cei 4 misionari a mers deasupra tribului, au făcut zboruri de recunoaștere, le aruncau anumite obiecte să se împrietenească cu ei. Și într-o zi a zis Jim Elliot către soția lui, mâine coborâm la ei. Și inimile misionarelor au început să bată diferit. Și au zis, ne vom ruga să se facă voia lui Dumnezeu. Dar au zis, avem o rugăminte, când coborâți la ei și ajungeți cu bine jos, anunțați-ne prin radioul de la avion că ați aterizat cu bine și că nu v-au făcut nimic rău. Au stat ore întregi cu urechile lipite de stația de radio și n-au auzit niciun semnal. A venit noaptea și n-au auzit niciun semnal. A doua zi a fost trimis un avion de recunoaștere al armatei. Era acolo un fluviu, dincolo de fluviu era lumea necivilizată, pe marginea fluviului. Pilotul din avion a văzut 5 trupuri moarte. Au anunțat femeile care de astăzi urmau să devină văduve. A venit armata, le-a luat trupurile de acolo, le-au făcut înmormântarea și la câteva zile după înmormântare, cel mai bun prieten al lui Jim din America a venit și a zis către pilot, domnule, nu vă supărați, aș vrea să văd și eu locul unde l-ați găsit pe Jim. Mi-a fost cel mai bun prieten și aș vrea să rămân în minte cu locul acela. Ultima dată când el a mai fost în viață. În timp ce pilotul de la armată zbura cu prietenul lui Jim, a zis pilotul, uite, ăla e locul în care a murit prietenul tău. Și a zis prietenul lui Jim, nu ăla e locul în care a murit Jim. Pilotul s-a supărat un pic, s-a iritat. A zis, domnule, am venit să le vedem trupurile, i-am luat cu armata și tu îmi spui că nu-i locul ăla? Ăla e locul în care a murit Jim. La care prietenul lui Jim cu lacrimi în ochi a zis, nu. Jim a murit la o seară de evangelizare în biserica noastră din America. Când la învon predicatorul a zis, este cineva care de astăzi vrea să calce peste ego-ul lui, peste orgoliul lui, peste visele lui, peste tot trecutul lui și să se uită la cer și să zică, Doamne, vreau să fac voia Ta. Și unul din primii tineri care s-au ridicat în picioare în acea seară a fost Jim Elliot. Domnule pilot, Jim nu a murit aici, aici doar a intrat în glorie. Jim a avut un moment în America când s-a convertit și aia a fost moartea lui adevărat. Nu vă întrebați cât de mult vorbiți în alte limbi, câți bani aveți, de cât timp sunteți botezați.
Tot ce vreau să vă întreb cu mult respect și prețuire, ai avut un moment când ai murit? Dacă n-ai avut un moment, o să le faci viață grea și la slujitori, și la viitoarea ta soție, și la viitorul tău soț. Și o să ai o viață grea de acum înainte. Iar dacă ai avut un moment când ai murit, să nu uiți ce spune Biblia în Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Dumnezeu te va folosi după ce te-a trecut mai întâi prin ascuțitoare, pentru că de fapt viața noastră, ok, am murit față de păcat, am murit față de trecutul nostru, dar ca Iisus să ia chip în noi și scrisul nostru să devină impecabil și frumos și în cele din urmă desăvârșit înainte să plecăm spre cer, ascuțitoarea lui Dumnezeu va lucra. De aceea, dacă vine ascuțitoarea asta, acceptați-o. Uneori vine printr-un examen căzut, alteori vine printr-un părinte care toată ziua te cicălește și ai vrea să scapi și spui că nu asta e familia în care trebuia să mă nasc. Știe Domnul unde trebuia să nasc. Stai liniște. Dumnezeu ne modelează aici câteva zeci de ani ca o veșnicie întreagă să fim în prezența Lui. Întreagă în ghilimele, că nu există veșnicie întreagă. 4. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț un lucru frumos. Și s-ar putea să nu vă placă punctul acesta, învăț că întotdeauna interiorul este mai important decât exteriorul. Dacă e din aur pe aici creionul și n-are mine înăuntru, nu poți să-l folosești. Nu poți să scrii nimic cu el. Creionul vrea să ne transmită lecția aceasta, că omul transformat de Iisus e mai preocupat de ce nu se vede decât de ceea ce se vede. Iubiți tineri, ce vreau să vă spun astăzi este că cea mai mare valoare pe care voi aveți în viața aceasta este caracterul. Și dacă nu sunteți de acord cu mine, tot rămâne adevărat asta, că dacă nu ești de acord cu gravitația, gravitația nu ține cont de părerea ta. Caracterul. Sacoul acesta peste aproximativ 2 ore jumate, 3, eu îl voi pune pe umeraj. Caracterul n-am cum să-l pun pe umeraj. O zis Pavel, cei noi se noiește din zi în zi. Devine mai plăcut. Ia Iisus chip în noi. Ce-i afară se trece. Așa că o să vă rog, iubiți băieți, să nu vă uitați numai la 90-60-90, cum sunteți voi obișnuiți. Îmi cer iertare că trebuie să spun lucrurile așa pe față, dar din păcate asta e adevărul. Ori deveniți băieți obsedați doar după exterior. Iubite fete, sper să mă auziți. Dacă îți câștigi doar cu exteriorul viitorul partener, să știți că întotdeauna va fi o fată mai frumoasă ca tine. Și el, dacă te-a luat doar pentru exterior, când se va sătura de exteriorul tău, va pleca în altă parte. Înțelegeți ce spun? Iubiți băieți, aveți mare atenție la mașini. I-am spus la un băiat care avea o mașină foarte scumpă, bag-o în garaj, ia-ți un Pegas, ia-ți o bicicletă când mergi să-ți cauți soție, ca să filtrezi din prima multe, știi? Aproape că m-a ascultat și o nimerit bine. O nimerit în ghilimele. Dacă îți cucerești soția cu mașina care o ai, ea te va anunța când ajunge, când vine următorul model. Să nu uiți. De aceea aș vrea astăzi, cu multă seriozitate, să vă cer, cuceriți-vă viitorul partener cu caracterul vostru. Cea mai importantă valoare a voastră este caracterul. Și acum fiți atenți. Cea mai mare valoare a caracterului nu-i dragostea. Că așa te știe să spună I love you. Nici măcar mila sau bunătatea. Că dacă e bun și urlă la tine, auzi, zice, are un suflet bun, dar îți strică gura. Dar în rest n-am treabă cu el, zice. Dar îți strică gura. Hai să vă spun ceva. Cea mai mare valoare de caracter este integritatea. Am fost la o tabără de tineret undeva în altă țară și am servit masa cu cei de acolo, după ce am plecat la seminar seara. Am mers până la bucătărie și am spus sorei de la bucătărie, vă rog frumos să-mi dați, să-mi faceți cel mai bun burger, cel mai bun hamburger pe care l-ați făcut vreodată. Și apoi să-mi dați o farfurie curată. Mi-a pregătit și înainte să ies am spus, vă rog să-mi dați și o farfurie murdară de la unul din tinerii care au mâncat înainte. S-a uitat la mine, eu crezut că am niște probleme foarte mari. Știți?
Pentru aia e bine să nu judeci, că noi cunoaștem în parte și când cunoaștem în parte, judeci și în parte. Am luat amândouă farfuriile, burgerul, m-am dus în fața tinerilor și am zis, ascunzând farfuria murdară, este cineva aici care după ce se termină seara aceasta vrea să mănânce din burgerul acesta? Și mai mulți au făcut semn că da. M-am întors în spate, nu am umblat la hamburger nimic. Nu am scos nimic din el, n-am înlocuit nimic. Doar am luat farfuria și am schimbat-o cu alta, cu cea murdară. Ei au văzut lucrul acesta. Am pus burgerul în farfurie și i-am întrebat pe tineri, este cineva care mai vrea să mănânce hamburgerul acesta? Și toți au plecat capul jos că le era jenă. Ce-am vrut să subliniez? Hamburgerul acela reprezintă darurile tale, talentele tale. Hărnicia, respectul, bunătatea, blândețea, dragostea. Slujirea pe care poți să o faci, împletită cu cântări, cu poezii, cu prorocii. Slujirea ta, la asta am vrut să mă refer. Slujirea ta, roada, darurile, nu roada, darurile, cer iertare, darurile. Cânți frumos, faci solo, prorocești, predici, te încuiești bine. Da, e slujirea ta, și înăuntru și afară. Acum fiți atenți. Toată slujirea ta trebuie pusă pe o farfurie care trebuie să fie curată. De exemplu, dacă Cristi Boariu este prins că minte cu premeditare, nimeni nu o să spune, măi, chiar dacă minte, dar măcar predică fain. Nu, și ce o să zică toți oamenii? Nu mă interesează cum predică, că l-am prins că mă minte. Adică oamenii se vor uita și vor zice, nu mă mai interesează hamburgerul, mă interesează farfuria și pentru că farfuria e murdară, dă-l în col de hamburger. Iubiți tinere, iubite fete, iubiți băieți, în fața acestui amvon sau în fața amvonului din biserica voastră, va trebui să-ți iei soțul sau soția de mână. Și vă veți uita unul la altul și păstorul o să vă întrebe până când. Am o întrebare. Dacă dinainte de nuntă l-ai prins cu minciuna, pe ce pot să-mi garantez că atunci în fața amvonului nu te minte? Pe nimic. Îmi scria o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, mă minte, vreau să-l pun înaintea Domnului. Ce să mai pui înaintea Domnului? Fugi cât îți în picioarele. Și dacă spune adevărul, trebuie să ai dubii. Că s-ar putea să zică doar pentru corpul tău, pentru că băieții sunt mult mai atrași hormonal de corpul unei fete. De aceea, ca și fată, aveți datoria să spuneți băieților, cum o zis mie o doamnă în piață, am pus mâna pe niște roșii să-l iau și au zis, dacă ai pus mâna acum, cumpără-le. Dacă nu pune mâna pe ele, că vii tu, pui mâna, vine și el, pune mâna, vine și el, nu? Voi ca și fete, hai să vă mai spun ceva. Îmi spunea o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, nu-mi place fața lui. Am vrut să o întreb, dar e extraterestru sau cum? Nu-i ca și noi. Nu are un nas, două urechi. Ce poate să fie așa de nespecial la el? M-am uitat la ea și i-am zis așa, da, ei sunt mult mai atrași inițial de cei firesc. Îi înțeleg pe ei. Dar tu ca și fată, am o întrebare pentru tine, dacă are cea mai frumoasă față din lume și urlă la tine, mergi cu el? O zis, nu. Nu, zic, încearcă să depășești lucrul ăsta și să mergi un pic la caracter, să vezi. Că s-ar putea altul să aibă o față frumoasă și după două luni să plece cu alta. Înțelegeți? Nu tratați creionul doar din privire. Uitați-vă înăuntru. Uitați-vă la caracter. Spunea Petru în 1 Petru 3:3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Dar care să fie? Omul ascuns al inimii. De data asta când am venit în Belgia, soții au venit cu mine împreună. Dar de cele mai multe ori nu mă duc cu ea. Pentru că n-am cu cine să las copiii și situațiile sunt mai grele. 7 copii, etc. De unde poate ea avea credibilitate că eu chiar am aterizat la ora care i-am spus că aterizez? Că dacă se pune să verifice fiecare avion care pleacă de pe aeroport, n-am făcut nimic. Din predică? Nu. Din caracter. Nu confundați roada cu darul.
O altă întrebare era de genul, ce înseamnă milă, voiesc, dar nu jertfă? Înseamnă că întotdeauna caracterul, mila, bunătatea, integritatea, cinstea, fidelitatea, e mai importantă decât jertfa, decât 300 de euro care i-au pus la colectă. De asta să fiți marcați. Auziți ce spune Petru? Să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și acum vine întrebarea cea mai grea de la conferința de tineri de astăzi. Cât timp petreceți pe zi pentru caracter? Când tinsul părului îți ia vreo 10 minute, un sfert de oră. Da? Păi mai știu eu cât e pregătești, câte rochii probezi, cât ai stat pe șeni până a venit rochia. Îți iau lucrurile astea. Și înțeleg, bun, am înțeles. Una e îngrijirea, alta e înfrumusețarea. Da? Rămâneți la îngrijire, nu vă puneți gheare și alte lucruri, că știți? Mai văd fete din alea care spătocuri din alea de 20 de centimetri. Păi vă dați seama, a doua zi după nuntă, nu mă vezi că n-o crescut. Ce, tu ești Mircea. Tu, cine? Tu ești. Voi zâmbiți, dar să știți că aștept lucruri care sunt adevărate. Nu încerca să pari ceea ce nu ești. Știți? Mai văd fată cu batic în față și platformă din aia că acuși pică de pe ea. Știți? Nu merge. Iubite fete, fiecare dintre dumneavoastră sunteți așa cum v-o crea Domnul, adică frumoase. Că Dumnezeu nu face nimic urât. Dacă lui nu-i convine cum arăți, nu trebuie să spui gene false. Știți? Că fals atrage falsul. Nu? Tu vrei un bărbat real. Sau vrei când îți dai genele jos, el să fugă? Eu n-aș vrea asta. Frate Cristi, dar nu vrea să mă ia așa cum îs, slăvit să fie Domnul. Ai scăpat de un Samson. E perfect. E perfect. Eu vă spun cu seriozitate, voi puteți zâmbi, dar eu vreau să spun cu seriozitate lucrurile astea. Gândiți-vă că dacă vă ia doar pentru că nu arătați cum original, ci vă puneți voi fel și fel, totdeauna va trebui să vă sculați cu două ore înainte să vă pregătiți. Înțelegeți ce spun? Și va fi grea viața asta. Va fi grea viața asta. Iubiți băieți, puneți preț pe caracterul vostru. Că am văzut băieți care trag la sală, pot să ridice 80 de kilograme și când se uită la mop, se sperie de mop și de mătură, că sunt grele. Înțelegeți? Căsătoria nu-i doar jeteam. Căsătoria e și pampers. Înțelegeți? Și spăla vase. Totdeauna când îi spun soției mele te iubesc, aproape totdeauna îmi spune, e din inimă. Mă zic, dar de ce? De ce nu mă crede? Și de ce nu mă crede? Că mă vede mult plecat în misiune și puțin pe la ajutor, pe la bucătărie, pe la schimbat pentru aia. Acum câteva luni, când s-a născut copilul ultimul nostru, ea s-a extenuat foarte mult. Dormind cu ceilalți și de multe ori trezită peste noapte de 10-15 ori. Și am zis, draga mea, cu băiatul ăsta, ori de câte ori eu stă acasă și nu plec în misiune, cam 3-4 zile pe săptămână stă acasă, eu mă culc cu el. S-a uitat la mine și a zis, acum jeteamul e din inimă. Continuă, zice. E din inimă asta. Adică ce-o vrut să spună? Și acum ascultați-mă, cum gândește soția mea, gândesc toate fetele acestea, să știți. Ea nu e impresionată de mușchii care i-am sau de câte vizualizări am pe Instagram. Nu-i interesează asta. Păi ea o interesează că atunci când vin acasă să nu mă intru pe TikTok și să stau și să mă uit la video cu mine. Sau cu nu știu ce. O interesează să mă duc să o ajut. Să o ajut. Cei care nu mă credeți, o să vedeți după nuntă lucrul ăsta. Succes! Spor. Fetele serioase se cuceresc foarte greu. Fetele ușoare se cuceresc cu câteva priviri și un număr de telefon. De aceea mă uit la dumneavoastră, stimate fete, și vă rog în numele Domnului, la 16, 17, 18 ani, lăsați-i să crească și creșteți și voi. Și când vine vremea căsătoriei, lăsați-vă cucerite foarte greu. Și nu la primul care zâmbește, mami, m-am mărit, pace, fac bagajul. Nu, nu, nu. O cetate cu valori se cucerește greu. O cetate care a mai trecut, o fată care a trecut până la încă 10 în brațe, nu mai zic continuare. Fiți valori, că Dumnezeu așa v-a construit, valori. Fiți valori. Dar ca să fii valori, ca să ai valori, apropo, știți că în căsătorie nu există dragoste.
Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Am primit mesaje și anul ăsta, la începutul anului, an nou fericit. Am vrut să-l și blochez pe ăla care m-au trimis, dar m-au trimis prea mult și nu puteam bloca așa de mulți. An nou fericit. Dar nu există an fericit. Există oameni fericiți care pot să facă anul fericit. Sau pot să facă anul trist. Știți? De aceea, încercați tot timpul să investiți în voi. Dezvoltați-vă relația cu Dumnezeu. Dezvoltați-vă relația la servici. Dezvoltați-vă relația cu părinții. Aveți o relație bună cu frații slujitori. Și în felul ăsta, o să vedeți că mina e mai importantă la creion decât exterior. 1,8 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe internet. 1,8 miliarde. Trăim într-o lume a imaginii. Mă uit la dumneavoastră, iubite fete, iubiți băieți, știu că nu vii ușor. Știu eu. Trăiți într-o lume în care contează câți followers ai, câte vizualizări ai, câte like-uri ai. Ați văzut vreo poză pe Insta cu o fată care spală vasele? Dar nici n-are curaj să pună, conjură toți. Și de ce? Că hărnicia ei deranjează lenia la milioane. Și atunci te uiți numai și vezi pozele și alegi după poze. Și îmi spuneau, nu una, mai multe surori, ca să nu zic fețe, că erau deja căsătorite, la de Cristi. M-am speriat după nuntă când am văzut pe cine am luat. Dar n-am mai avut ce face. M-am speriat. Că mi-am dat seama că nu e ăla de-n poză. Nu el. E altcineva. Iubiții mei, mă duc la ultimul punct. Amintindu-vă, Galateni 6:8, cine seamănă în firea pământească. Toată ziua investesc numai în ceea ce se vede, să atrag privirea, să ies eu în față. O zis Pavel, spor, dar să nu uitați că vă secera putrezirea. Dar dacă seameni în Duhul, vei secera din Duhul viață veșnică. Și în ultimul rând, 5, am aici un creion foarte mic în față, l-am adus, nu știu cât se vede până în spate, dar ce vreau să subliniez este că mai devreme sau mai târziu mina se termină. Indiferent câți bani ai, indiferent ce mașină ai condus, indiferent câte case ai avut, vine vremea când mina se termină. 2 Timotei 4:6. După ce Pavel a scris pe inimile altora, 30 și ceva de ani, din Roma, în ultima lui scrisoare pe care o avem în Noul Testament, ne spune următoarele cuvinte. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Următorul verset. M-am luptat să fac drifturi cu mașina. Mai văd băieți din ăștia care, nu știu, au impresia că fetele zic, wow, dacă se învârdă 15 ori, cum BMW-ul pe loc. Hai să vă spun ceva, iubiți băieți, smerenia nu face gălăgie, numai mândria face. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit? Adică au zis Pavel, Dumnezeu a avut un plan cu mine, l-am îndeplinit, am păzit credința, de acum așteaptă cununa. Și-o dat seama Pavel că mina se apropie de final. Iubiți băieți, iubite fete, nu trăim veșnic pe acest pământ. Nu trăim veșnic. Am un verișor, a murit la 28 de ani în accident de tir. Soția are un verișor, sau a avut un verișor care a murit de cancer la colon. La 28 de ani. Aș putea continua până la dimineață cu cazuri din astea. Lângă voi, dacă veți avea ochii deschiși, veți vedea tineri pe care nu i-a anunțat nimeni. Și firul vieții lor s-a rupt, s-a întrerupt. Acum, dacă ai un cancer, de exemplu, sau o tumoare, ai timp să-i chemi pe frați la mărturisire, să-ți pare rău, să te căiești. Dar dacă mori într-un accident, când te mai mărturisești? Ce frumos e să trăiești în fiecare zi curat, ca să poți pleca oricând. Iubiții mei, o zis Pavel, sunt gata. Hai să vă spun ceva. Ați mers aproape toți de aici cu avionul, cel mai probabil. Ca să fii gata, trebuie să te pregătești înainte. Când am plecat din Sibiu împreună cu soția joi la ora 2, soția nu mi-a călcat cămașa pe pista aeroportului. Nici n-am fugit până aeroport să-mi cumpăr bagaj. Am avut timp săptămâni înainte să-mi iau biletele și să-mi pregătească soția hainele, să-mi iau tot ce aveam nevoie.
Am o întrebare. Cu ce-i Dumnezeu de vină? Că atunci când ia o tânără sau un tânăr sau un frate sau o soră sau un bătrân, omul urlă la doctor și spune: Doamnul doctor, faceți ceva că nu-ți pregătesc să plec. Doamne, mai dăm încă 5 ani. Dar ți-am dat 50 și ai făcut praf, ce să mai faci cu 5? Vedeți? Ni s-a dat o mină și ea se termină și în fiecare zi se consumă. Și vine ziua când trebuie să pleci. O zis: Pavel, eu sunt gata. Ca să fii gata, trebuie să începi pregătirea cu câțiva ani înainte. Nu te poți pregăti în ultimele 2 minute. Asta e coșmarul oricărei soții și al soției mele. Nu cumva să îmi vii acasă cu cineva să nu mă anunță ce... Să nu mă anunț. N-am nevoie de surpriză de naștere. Știți? Cu alte cuvinte, soția spune: măi, suntem o casă de prunci, e nevoie să fie curată, n-am cum să fac într-un minut lucrul ăsta. Anunță-mă cu 3-4 ori înainte că aduci pe cineva. Frații au făcut anunț frumos că va fi conferință de tineret. Am o veste tristă să vă spun. Când vine răpirea, nu se face story la Insta. Nici giveaway. Când vine răpirea, se aude o trompetă și trebuie să plecăm. Și dacă nu vine răpirea, pleci tu într-o zi, plec eu într-o zi. Și hai să mai spun ceva. Vedeți creionul ăsta micuț? Chiar dacă mina îi se termină, aici în spate are o gumă de șters care rămâne cu el până la final. Știți de ce? Că nu suntem perfecți. Noi mergem spre desăvârșire. Dar mai e o vorbă, mai e o faptă, mai e un gând. Într-o zi am ieșit din curte, i-am spus câteva cuvinte soției mele care nu trebuia să-i spun. Și m-am urcat în mașină. Și a zis: Duhul Sfânt, oprește motorul și du-te și cereți iertare. Că dacă nu merg să faci asta, toată predica ta pentru mine e zero. Și m-am dus și am folosit radieră. Și a fost fain și la predică după aceea. Iubiții mei, sunteți aici tineri, nu vă cunosc părinții. Dar poate e nevoie să dați un telefon în țară și să spui: mami, iartă-mă, te rog, pentru vorba aceea. Sau: tati, iartă-mă. Poate ai bârfit pe un slujitor și te macină. Îmi scria un băiat pe WhatsApp zilele trecute din biserica noastră: frate Cristi, eu recunosc, nu ce suport. Zic: mulțumesc, Domnul, să te binecuvintează. Zice, dar cum poți să faci să te suport? Zic: roagă-te pentru mine, că e foarte greu să urăști pe cineva pentru care te rogi. E foarte greu. E un conflict care se întâmplă în tine. Și apoi m-am întâlnit cu el față în față și l-am îmbrățișat. Zic: eu ce suport? Hai să ne suportăm unul pe altul. Zic, că n-aveam ce face. Până la următoarele voturi trebuie să facem ceva. Stăm aici, ce să facem? Înțelegeți? Folosiți radiera asta. Acum, știi care e faza? Vă mai spun ceva și închei. Okay. Cu cât conștiința e mai sensibilă, cu atât vei folosi radiera. Sunt cel puțin 3 feluri de cântare în lumea asta. Surorile știu. Cântarul de bucătărie. Nu ți urci cu picioarele pe el, că l-ai terminat. Să le ajezi. Ăla nu măsoară kilogramele, ăla măsoară gramele. Adică iei lapte praf sau iei făină și pui acolo 400 de grame. E foarte sensibil cântarul. Apoi mai este cântarul din baie, care cântărește kilogramele. Nu mergi și pui pe el saci de făină. Nu mergi și pui pe el tirul. Și știi ce mai este? Mai este cântarul de la vamă, care cântărește tirul. Cu 10 de ani în urmă, un frate de 50 de kilograme s-a urcat pe un cântar din ăsta care cântărea mașini grele, tiruri. S-a urcat pe el și a zis, el știa pe ăla care cântărea. Era prieten și a zis: mă, zice, ăsta era ca și un zid între ei. Zice, poți să mă cântărești? Zice. Zice, poți, dar oricât e pe cântar. Zice, eu sunt pe cântar deja, zice. Eu sunt acolo, zice. Mă, zice, nu se vede. Nu se vede. Zice, era cântar din ăsta care cântărea numai... Știți? Hai să vă spun ceva. Sunt tineri printre noi care pentru o vorbă nu pot să ia cină. Sensibil la cuget. Și atunci să pun să plâng, să recunosc. Dacă are poate un viciu de care nu scapă sau o stare mai lungă de probleme, merge la un slujitor. Ideal ar fi conștiința noastră să fie ca și cântarul de bucătărie. Știți cum e la alță? Iese din discotecă, îl vede pastorul și mereu și îl confruntă. Știi ce spune? Frate pastor, zice, m-ai confruntat că era întuneric, zice. Ăsta e cântar de tir. Nu se recunoaște nici dacă nu se întâmplă. Sau dacă l-ai prins și ai probe, și ce spune?
Ai folosit AI-ul ca să generezi probele. Ai folosit inteligența artificială, zice. Ai făcut ceva pe acolo. Sau dacă e și mai nervos și ce spune. Dar pe fata lui ăla, nu vezi, numai pe mine vezi. Să vă păzească Domnul de cântare de naștere. Să aveți o cântare sensibilă în viață. Cine va conduce de azi creionul vieții tale? Aș vrea să facem o rugăciune acum la sfârșit. Aș vrea să te gândești la foile pe care le-ai scris până astăzi. Vestea bună este că dacă nu ai scris frumos și n-ai scris ce trebuia, poți să-și ceri iertare și să spui, Doamne, vreau de astăzi să scriu un scris frumos. Vreau cu oamenii cu care mă întâlnesc să las din miriasma dragostei tale, să las un cuvânt, să las o slujire frumoasă, dar cel mai mult te rog, dă-mi un caracter integru. Să rămân fidel legământului care l-am făcut în apa botezului, să rămân fidel legământului pe care l-am făcut în căsătorie, să am grijă la toate ispitele care vin și atunci când cad și atunci când greșesc, mintea mea să fie gata să folosească o radieră. Că am văzut băieți care își dau capul de secriu când a murit mama și au zis, mami, iartă-mă. Dar mama nu l-a mai auzit. E frumos să dai un telefon să-și ceri iertare câte vreme ești în viață. Și la final, iubiții mei, când agenda se va termina în întregime, că nu avem numărul de pagini egal, știți? Aș vrea din toată inima să putem să ne prezentăm înainte lui Iisus Hristos cu bucurie. O zis Pavel în 2 Timotei 4 cu 8, mă așteaptă o cunună. Dar de unde știi, Pavel? Păi zice, cu ajutorul Domnului am scris ceva care merită răsplătit. Mă așteaptă o cunună, dar Pavel a zis, nu numai mie, că Dumnezeu nu-i, măi, numai la ăla-i dau. Tuturor celor care vor fi iubit, venirea Lui. Amin.